Salut! Sunt Bogdan de la How to Progress, iar în acest video vreau să vorbesc despre 4 comportamente ce indică nesiguranța pe care bărbații încrezători și siguri pe ei nu le au. Cu toți avem nesiguranțe. Și eu, bineînțeles, și absolut orice persoană, indiferent cât de puternică și de influentă este, chiar și cea mai încrezătoare persoană pe care o cunoști este nesigură de ceva. Dar fiecare își gestionează nesiguranțele în felul său. Ceea ce vreau să scot în evidență în acest video sunt acele comportamente des întâlnite ale bărbaților care îi fac să se mulțumească având aceste nesiguranțe și în loc să încerce să le depășească și să își crească încrederea, ei se mulțumesc cu aceste nesiguranțe, fapt ceea ce îi determină să fie și mai nesiguri pe ei. Fără să mai lungim vorba, cele 4 comportamente sunt. Primul este găsirea scuzelor. Asta ar însemna de fapt că nu ești capabil să îți asumi răspunderea pentru ceva. Poate nu te descurci foarte bine la școală, cu învățatul, temele și așa mai departe și de fiecare dată îți găsești scuze pentru asta. Nu am avut timp, nu am înțeles, nu-mi trebuie mie așa ceva. Sau poate este vorba de aspectul tău. Nu ai început încă să faci mișcare și să te ocupi de tine și mereu îți găsești scuze pentru asta. Nu am echipamentul care îmi trebuie și parcă nici spațiu prin casă nu am, iar sala este atât de departe, pierd o oră numai pe drum. Și oricum la mine nu funcționează. Am mai încercat doar și la mine oricum nu merge. Sau poate este vorba de jobul tău. Nu ai început să faci ceea ce îți dorești sau vrei să avansezi, dar nu urmezi pașii necesari pentru a ajunge acolo și îți găsești scuze pentru asta. Nu am experiență sau nu sunt destul de pregătit momentan. Orice scuză îți găsești, fie că este pentru ceva ce nu ai făcut încă, fie că este pentru ceva ce ai făcut greșit, este o prostie. De fapt, îți găsești motive pentru a nu face ceea ce trebuie să faci, în loc să fii bărbat și să-ți asumi acțiunile pe care le faci, să-ți asumi atât reușitele, cât și eșecurile și să mergi mai departe. Ok, următorul comportament este lipsa încrederii de a spune că nu știi ce trebuie să faci sau cum se face. De multe ori ești pus în situația de a face ceva, de a face diferite acțiuni pe care nu știi cum ar trebui să le faci. Pentru un proiect la serviciu sau diferite lucruri prin gospodărie sau folosirea corectă a dispozitivelor electronice și a programelor sau în sala de fitness, utilizarea corectă a aparatelor. Nu dorești să se vadă că nu știi și îți este frică, ori că vei fi certat dacă spui, ori că se va râde de tine pentru că nu știi. Indiferent de motivul tău, până la urmă ajungi să le faci așa cum consideri tu că ar trebui, fără să întrebi, ceea ce nu este tocmai ok. Pe de o parte că este posibil să nu faci lucrurile așa cum trebuie și apoi să fii nevoie să refaci proiectul sau lucrarea respectivă și pe partea cealaltă vei sta cu oarecare emoție că ceea ce faci poate să nu fie tocmai corect. Până la urmă, dacă nu spui că nu știi cum sau ce trebuie făcut mai exact, nu faci altceva decât să accentuezi această lipsă de încredere pe care o ai, mai ales că de multe ori această frică este nejustificată. Cu toții ne dorim să ajutăm, să fim utili și chiar ne simțim bine atunci când putem da un sfat bun sau îndruma pe cineva. O persoană încrezătoare nu se ferește să spună că nu știe, ci dimpotrivă, cere cât mai multe păreri, astfel încât să fie sigur că alege varianta cea mai bună. O să continui imediat cu celelalte 2 comportamente, dar pentru că astăzi am stat toată ziua numai în casă, o să ies puțin în parc și o să vă prezint celelalte comportamente acolo. Al treilea comportament este lăudatul. Lăudatul este cea mai rapidă modalitate de a face pe cineva să nu te placă. Să fim serioși, atunci când întâlnești pe cineva nou, nu o să-l consideri mai descurcăreț și o să-l apreciezi mai mult atunci când îți spune cât de isteț și descurcăreț este el. Acest lucru nu se întâmplă niciodată. Dar dacă acea persoană este interesată de tine și discută cu tine, îți pune întrebări, instantaneu va deveni o persoană plăcută, pe care îți dorești să o ai în anturajul tău. De obicei, când arăți că ești interesat de cel cu care discuți și îl întrebi câte ceva despre el, despre interesele și motivațiile lui, va face și el același lucru și astfel îi vei putea spune diferite lucruri despre tine, fără să mai fie interpretate ca și laude. Ultimul comportament este văitatul. Când te vaiți, de fapt, respingi ceea ce se întâmplă cu adevărat în viața ta. Să presupunem că mi-am luxat genunchiul. Dacă stau și mă vait pentru asta, este nasol. Nu voi mai putea face mișcare așa cum trebuie, nu voi mai putea merge la serviciu câteva săptămâni și așa mai departe. Punând accentul pe partea negativă și văitându-mă,
nu numai că mă focusez pe această parte, în loc să mă concentrez pe lucrurile pe care încă pot să le fac, dar de asemenea o să-i fac și pe cei de lângă mine să nu mă mai placă. De exemplu, dacă mă întâlnesc cu un prieten și nu fac altceva decât să vorbesc despre genunchiul meu, sau dacă discut cu o persoană pe care am întâlnit-o de curând și vorbesc numai despre genunchi, atunci ei o să mă asocieze cu o persoană negativă, pesimistă și nu o să-și dorească să mai petreacă timp împreună cu mine. Așa că văitatul are un efect dublu. În primul rând, te oprește să avansezi și să pui accentul pe ceea ce poți în continuare să faci și, în al doilea rând, îi va îndepărta pe cei cu care vorbești. Trebuie să recunoaștem, atunci când auzi pe cineva că se vaită, nu e fain, nu e interesant și parcă te determină să nici nu prea să mai placă de el. Asta a fost tot pentru acest video. Spune-mi, te rog, într-un comentariu pentru tine care ar fi un comportament indus de lipsa încrederii de sine. Îți mulțumesc pentru că m-ai urmărit. Te rog să dai un like dacă ți-a plăcut, te rog să te abonezi și, bineînțeles, rămâi activ!